Peste 400 de tineri, printre care mulți absolvenți de liceu și de facultate, au venit vineri la bursa locurilor de muncă organizată de AJFM Gorj la parterul căminului studențesc din Debarcader. La această ediție, cei aproximativ 60 de angajatori au oferit peste 600 de slujbe, atât pentru cei cu studii medii, cât și pentru tinerii cu studii superioare. 12 absolvenți au fost angajați pe loc, iar 196 sunt selectați pentru interviu sau probă de lucru. Păi vreau să vă spun că se orientează nu numai pentru ocupațiile în care au absolvit, să zicem, învățământul preuniversitar sau chiar învățământul superior, ci și alte meserii simple pentru care au competențe dobândite fie după terminarea altor programe de formare profesională sau chiar a cursurilor școlilor profesionale sau a învățământului preuniversitar. Angajatorii au susținut că se confruntă cu o criză acută de forță de muncă. Avem libere 2 posturi pe coafură, 2 pe manicură și tot 2 posturi pe make-up artist sau machiar. Cerințele sunt minime, adică să aibă măcar studii minime, liceu. În principiu, dacă nu au calificare, obțin calificare la locul de muncă. Au întrebat, au venit în momentul în care sunt puse să dea o probă minimă. Minimă, adică, de exemplu, cele de pe make-up, își găsesc o scuză, pleacă să cumpere o sticlă de apă și nu se mai întorc. Absolvenții au avut la dispoziție și oferta cu locurile de muncă în străinătate, însă nu s-au arătat interesați de aceste joburi. Pentru străinătate avem mai mult de 1000 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt în Marea Britanie, pentru muncitori în domeniul piscicol, în industria piscicolă, 200 de locuri de muncă. Persoanele nu trebuie să aibă experiență în domeniu și trebuie să cunoască limba engleză nivel începător. Mai avem de asemenea mai mult de 800 de locuri de muncă în Spania pentru lucrători în agricultură, pentru care vom organiza o selecție la începutul lunii decembrie la Târgu Jiu. În prezent, în județul Gorj sunt înregistrați 6052 de șomeri, dintre care 2059 sunt indemnizați, 190 fiind absolvenți care deja sunt în plată.